make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Întâi de toate, înainte să începem, aș vrea să vă mulțumesc pentru susținerea voastră, pentru că ați votat foarte mult să continuăm cu seria. Prin asta v-ați arătat, să spunem, susținerea pentru noi și totodată că sunteți niște abonați de încredere, să spun oarecum loial, dar poate e prea mult, niște oameni de treabă, cel mai bine spus. Da, avem meci în Supercupa Europei împotriva lui AC Milan, să vă arătăm și noile achiziții Silasen, Jasper Silasen, priviți și portarul nostru și să luăm. L-am dat la schimb pe Cosmin Matei în locul său. Mățel, l-am dat la schimb pe la Tovlevic, era mult mai bătrân la Tovlevic decât Mățel și l-am luat, are 78 overa, poate crește mai mult. 26 de ani are Mățel. Vali Lazar și el foarte bun, priviți și status, are 77 overa, spun eu chiar mai bun decât Matei. Torje, un alt Dinamo Vis și acest Torje, 76, dar statusul incredibil și crește mult mai mult Gabi Torje. Filip Bruma, știm deja. Tika Musonda, 85 agilitate, jumping 81, strange 83. Da, deci sunt jucători foarte, foarte buni. Mai avem meciul acesta, vă spuneam, în Supercupa Europei, unde trebuie să demonstrăm că suntem cea mai bună echipă din Europa. Și începe meciul, da, vedem că italienii au lovitura de start, a început mai întâi balonul un japonez, Keisuke Honda, un jucător care a confirmat la CSKA Moscova și a intrat în ochii lui Milan. Iată acum recuperarea lui Maxim, du-te Maxim, haide Maxim, pasă bună! Și Chamberlain greșește, din păcate, De Sciglio acolo a respins, dar gardă și foarte mult la cap. Și mult mi-am dorit să mai continuăm cu această serie ca să-l creștem la 80 pe Gardoș, pentru că spun eu că merită, un jucător foarte bun, greșeală mare, Honda! Honda are astfel de execuții, să spunem, nu ratează singur cu portarul și l-a învins pe Silasen, nu-i nimic, nu poate fi cel mai debut, dar nu-i bai. Silasen a fost într-o situație grea pus acolo, iar Honda știm ce execuție are, ne amintim de un gol, bine, eu mi-amintesc împotriva lui Bayern München în grupele Champions League din scăriță. Hai să vedem pe Bruma acolo a încercat să-l facă frumos pe Ignacio Abate, acesta a recuperat și încearcă să-și trimită echipa pe un contraatac prin Niang, din prima la Abate, 1-1 acolo cu Mățel, bine Mățel, și el are, este un fundaș ofensiv, dar poate să se descurce la fel de bine pe apărare ca la Tovlevici. Minge pentru Chamberlain, acum Chamberlain foarte frumos, Chamberlain continuă, urcă un om acolo, Chamberlain pentru el, a scos, Lazar este acela, Lazar a lovit cu capul, dar Loris a apărat. El Sharawi are spațiu aici, spațiu de centrare pentru Stefan Sharawi, alege o pasă în spate, însă acesta în care el nostru periculos, El Sharawi, bine că a plecat de acolo. Trebuie să fim atenți, să nu lăsăm spații pentru Milano Cerino, cât de ușor l-a făcut acolo, haide cineva, oh my fucking god, Viola marchează, nu e bine ce s-a întâmplat în defensiva noastră, până și nu știu, centrarea a fost făcut prea ușor acolo, nici nu mai are rost să revedem. Normal că nu vom lăsa golurile adversarilor noștri, haide tu Torje a greșit pasa din păcate. Oricum, se poate o egalare și normal că vor fi și penaltii, dar priviți pe Stefan El Sharawi cum trece acolo, pasând la De Jong, la unul cu Varela. Haide Varela, Fernando Varela trebuie să-l oprească acolo, nu l-a oprit Varela, foarte bine Edgar Lee, cât de bine interceptat era, o centrare foarte, foarte bună acolo, dar Edgar a fost cu piciorul lui norocos acolo. Torje recuperează, Torje în care e Torje fake shot, ai de capul meu, bara lui Torje, ce bar a tras acolo, incredibilă ocazia acestuia, priviți cât de frumos l-a umilit pe jucătorul lui AC Milan, shoot-ul, finish-ul, nu a vrut să bage balonul în plasă, din păcate, ocazie mare aici, Torje nu a putut să fructifice un gol, chiar acum minutul 45, ar fi fost foarte, foarte bun pentru echipa noastră, priviți-o pe Milan, cât de ușor a ajuns în apropierea calului de 16 metri al nostru, dar noi recuperăm, Filip pentru Maxim, mai departe la Bruma, flancul stâng, a pierdut balonul acolo Bruma, nu are creșterea care ne așteptam noi, adică vroiam să crească mai repede un sezon, a stat mai bun pe bară, l-am luat 79 și a crescut doar până la 80, de-aia vrem să și îl dăm pe acest Bruma. Edgar, frumos,
Ai de capul meu, bine Edgar. Edgar posedă șut, Edgar! Trage, dar peste poartă. Fostul fundaș al Barcelonei, Barcelona secunda. Câte ori de Barcelona secunda, lui Suarez a făcut acolo un mate și a dat două goluri. Pun și lui Suarez, bine, oricum nu s-a bucurat să spunem, parcă ar fi dat la prima echipă. Normal, este o echipă de juniori. Bine, juca contra echipe de ligă secundă. O pasă pentru Maxim, balonul are traiectorie bună, se duce acolo și la Torje. Acesta a vrut centrarea, dar nu s-a putut mai bine și repunere pentru Loris. Sunt și în repriza secundă periculoși italienii și știm jocul din această țară. Nu este foarte ofensiv, să spunem. Se mulțumesc cu victorie la scor mai mic, victorie în stil italian, cum se mai spune. Rami acolo, cât pe ce să o facă, să o gafeze, până la urmă se întâmplă asta, Chamberlain recuperează, Chamberlain, frumos, Chamberlain, Rami acolo l-a oprit pe Chamberlain și Honda încearcă o pasă, un contraatac periculos, care sună promițător pentru AC Milan, este Viola, 1-1 acolo cu Willow, era Gardoș, dar Edgar l-a oprise pe jucătorul lui Milan, Viola, oricum un șut slab, reținut de Silasen. Și acum țel pentru Filip. Haide Luciane, Lucian Filip, pasă superbă peste apărarea lui Milan, ajunge acolo Torje la balon. Nu, n-a ajuns din păcate Torje. Lovitură liberă aici de la 42 de metri, să vedem pe Edgar, el este cel care bate, centrare bună, bate, ce șansă am avut aici, șansă foarte bună, jucătorul nostru sare contra timp și puțin pe sub minge, Nocerino acum cu contraatacul pentru Milan, fai de capul meu, oprește acolo jocul arbitru pentru fault care l-au milanezii. Faulturi a făcut Gardoș, 3 faulturi, iar Zapata, celălalt fundaș central al echipei adverse, n-a făcut niciun fault. El Sharawi acum a făcut un enț care a dat o ocazie bună pentru noi, dar doar atât. Lazar pentru Maxim, s-a cam răcit faza, dar noi încercăm să o reconstruim, să spunem așa. Filip, na, cred că i-a jucat gazon în feste lui Lucian Filip. O altă schimbare, intră Andrea Poli la AC Milan, locul lui Nocerino. Maxim acum se folosește de viteza lui Chamberlain, da, e gol, 2-1. Cine știe, poate mai sperăm la vreo minune. Priviți-l pe Maxim, ce pasă dă pentru Chamberlain peste apărare. Acesta nu are cum să rateze, finalizare foarte bună. Chamberlain, jucătorul nostru care este un jucător de bandă, ne-am folosit sezonul trecut de el ca atacant și a mers foarte, foarte bine. Dar sezonul trecut, să nu uităm, golgheterul nostru a fost Alexandru Maxim și nu Chamberlain. Asta pentru că Chamberlain l-a luat la jumătate de sezon. Dar un golgheter și acest jucător abate acum, nu trebuie să mai lăsăm pe Milan în apropierea porții noastre, dar nu avem ce face la faza asta, vedem că se joacă în colțul terenului prin Honda pentru Poli nu a intrat înapoi la Honda, haideți, pressing aici, pressing, la rupere băieți, la os, bine Gardoș, excelent, așa vreau, deci jucătorilor lui AC Milan s-a făcut frică de Gardoș să mai bage piciorul la el. Maxim are pase foarte bună, priviți această pasă pentru Bruma de prima către Chamberlain, haide Chamberlain, care viteză, Chamberlain din păcate și-a făcut mingea în adversari, 3 adversari erau acolo pe el și Ramila a deposedat, bine Mățel, din păcate a pierdut mingea, Viola, nu se poate așa ceva, Edgar, ce tackling, 6 minute, 94 minute de prelungire, wow, acum ultima șansă, Chamberlain, o pasă aruncată către Lazar, a lăsat acolo călcâiul în spate Rami și l-a deposedat. Din păcate, minutul 90, dragi prieteni, dacă vom pierde această supercupă, nu este, să spunem, o catastrofă și mai ales că au jucat excelent italienii, dar se pare că ei sunt cei care au câștigat supercupa Europei. Wow, ia uitați-ne, suntem și noi în postura asta, vezi, nu ne vine să crede, cum așa ceva, nu concep așa ceva. E bine, se pare că asta este, dar cred că vom lua și noi 1 milion de euro și asta este bine ca să putem plăti salariul lui Anthony Martial. Dar am mai vrea oricum să mai primim și de la conducerea, am cerut niște bani. Chamberlain a fost un meciul, a dat gol în meciul ăsta, 7,5 a fost nota sa lui Oxlade Chamberlain. Dar selecțiile națională nu prea mai contează, cine e Sergiu Bus?
Jucători slabi. Am primit 600 de mii, bun, și 1 milion, deci e bine, e bine pentru Martial. Să vedem ce a răspuns echipa sa. Haide, mă, haideți, haide, AS Monaco. O merge în deplasare la Botoșani, suntem pe locul 2 cu 3 puncte, cu 9 puncte după 3 meciuri, la egalitate în puncte cu Dinamo Viștii, dar aceștia cu gol averaj mai bun. Să vedem meci în deplasare la Botoșani. Oare ce vom face cu acești din Botoșani? 1 la 1. Din păcate nu am reușit să batem. Da, Barcelona nu acceptă. Bă, dar ăia nu vor deloc, mă, să-l dea și pe Martial. 200 de mii și Pârvulescu pentru acești jucători Adama. Mamă, dar ce, mă, de ce nu răspunde ea? 3 zile laser. Haide, haide. Ia. Să vedem. Monaco acceptă, Monaco acceptă, să vedem pe Martial dacă va accepta. Avea pe 45.000 pe 4 ani. Atât îi dăm bonus de 5% chiar dacă e atacant pe gol. 50.000 dăm, hai că se poate. Haide Martial, mamă, dacă luăm pe ăsta am pus-o, e perfect atacantul ăsta. Exeter City acceptă și el pentru Aaron Dawson, 24 de ani, are acești jucători, 750.000 chiar dacă îl cere 1 milion, 1.000. Contează echipa asta, pa, hai. Unde-i? Hai, lasă-l încolo de jucător. Everton ne-a trimis, pentru cine făcuse nou Everton transfer ofertă? Habar n-am. Williams de la Stoke, Honoyo, se dăm 100 de mici pe Honoyo, 18 ani are acest Aaron Williams, e LW. Da, și Everton nu vrea să le ia pe Maxim, oricum am cerut mult pe el și chiar merită acest Alexandru Maxim. Martial nu vrea, haide Martial, ulu și stați că se poate, dau să Coici, acceptă echipa asta, Norchia, chiar nu pot să spun numele echipei astea, în fine, și l-am luat pe Anthony Martial, dar 78 overall priviți, accelerație 97, viteză 98, agilitate 96, balans, jumping, la fel foarte, foarte bune, strange 91, statusuri beton, ce să mai jucători, deci jucător 78 overa și crește foarte, foarte mult. 4 stele, Wakefoot 2 stele, skill moves, nu prea contează. Adama de la Barcelona, B, 20 de ani, priviți și ăsta accelerație, viteză și are aici, e incredibil, 69 overar, jucător foarte bun, spun eu că o să crească mult, mult de tot. Și da, avem meci cu Pandurii, iar apoi urmează în Liga Campionilor, să vedem, suntem pe primul loc, asta este bine în continuare pe podium, să spunem așa, să vedem grupa noastră, suntem într-o grupă cu Inter, CSKA și Marseille, perfectă, perfectă grupă care putem să ieșim și noi poate odată pe primul loc, jucăm cu ăștia? Da, hai să jucăm cu Pandurii Târgu Jiu, este pe terenul nostru. Și începe meciul, să vedem această nouă echipă cum se va prezenta în acest nou sezon. Am văzut în meciul din Supercupă că mai trebuia ceva și până la urmă am folosit, să spunem, cheile noastre, nu știu cum să numesc asta. Oricum, vom vedea aceste transferuri dacă vor da prestația așteptată. Roman acum pentru Rădus, Rădus poate scăpa, iese Silesen foarte bine și l-a oprit acolo pe Rădus, încercăm să recuperăm Nicardo acolo, Nicardo un jucător care a ajuns în realitate la Steaua și Alin Buleică și el jucătorul de la Universitatea Cluj, tânăr și acest Buleică, bine cred că acum avea și el vreo 24 de ani, dar oricum un jucător de viteză. Buleică, mingea acum pentru Chamberlain, Chamberlain de această dată nu a putut folosi viteza sa, cât pe ce acolo să recuperăm, dar Erico cred că este brazilian după nume și s-a descurcat foarte bine și după cum s-a descurcat, Buleică acum viteză bună, Buleică trage în plasa laterală, a fost în careul nostru, acolo Buleică a avut spațiu, lăsat ușor liber, dar până la urmă am reușit să recuperăm Mățel. Roman pe centru, foarte bine, Fernando Varela a blocat excelent și din nou încercăm să lovim pe contraatac Martial îl vede bine pe Lazar, Vali Lazar acum în flancul stâng, Lazar așteaptă oamenii care au centrale, Lazar, Martial cu capul acolo sare și tot el câștigă, chiar dacă a venit din spate, a venit foarte, foarte mult din spate, tot a lovit cu capul. După 45 de minute, se pare că cei de la Pandurii s-au ținut foarte bine după noi, să spunem. Oricum, au avut faze la poarta noastră, poate chiar mai multe decât noi. Nu a fost un meci, de fapt, o primă parte a meciului foarte încinsă, cu multe ocazii.
Dar până acum nu s-a marcat, asta este lucrul important care s-a întâmplat, să spunem. Surprinzător, surprinzător, dar e greu să impui așa toți jucătorii din prima în echipă. Fault aici care, de care dispun cei de la Pandurii Târgu Jiu. Buleică sigur nu va bate el, bine, nu va bate din prima, se pare că el vrea să bată. Alin Buleică centrează, Roma cu capul, acolo Silesen! Fac, Silesen acolo, sărise, apărase, dar din păcate Navarro s-a folosit de asta. Ce să mai, nu putem face nimic. Ia uitați aici, Roma cu câștigă la cap și Navarro a fost scăpat liber acolo cu poarta goală pentru că Silesen era pe jos. Dar nu ne-am descurcat deloc bine la această fază fixă. Priviți pe Chamberlain, ce viteză are Chamberlain, centrează bine, dar Navarro respinge, tot Navarro marchează. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar e Lazar, pasă greșită, bine măcar că a rămas balonul în teren și în posesia noastră. Edgar cu o pasă pentru Chamberlain, Chamberlain face preluare bună, Chamberlain minge în careu și Martial! Ce ocazie are aici Anthony Martial, trage dar Lazar apără, dau și ei un Lazar și în poartă, cei de la Pandurii din nou, haide acum Maxim, mai bine de această dată Filip! Ce ocazie, pleașcă, respinge în ultimul moment, Filip acolo cu picior. A reușit să trimită periculos, să le dea emoții. Iar Erico nu s-a mai complicat. Centrarea acum, ocazie mare, ocazie mare avută de Alexandru Maxim, de care nu a putut profita. Din păcate, o răduță acolo i-a dat urechi jucătorului nostru, ce să mai, i-a băgat mingea în kilos și contraatac pentru Pandurii, periculos în care un nostru Roman acolo. Roman a văzut ce lovitură de cap a avut în startul reprisei secunde, șansă din nou pentru echipa noastră, pasă luminoasă a lui Filip, Filip pentru Vali Lazar, Lazar acum, Lazar, cred că, deci au dat 3 goluri asta cu Viitorul, iar noi n-am niciun gol cu Pandurii, să vedem pe Chamberlain, trage Chamberlain, gol! Chamberlain egalează, da, se pare că tot omul nostru minune marchează, chiar și din această postură reușește să marcheze, totuși este postură ofensivă. Chamberlain s-a îndreptat în zona centrală, a avut spațiu și nu a iertat, a dat în plasa laterală Oxlade-Chamberlain 1-1. După acest meci avem chiar la o zi meci în Champions League împotriva lui CSKA Moscova. Dar oricum acesta este al doilea episod, al doilea meci din acest episod, dar nu exclude și un al treilea meci, vom vedea ce se va întâmpla. Ciucuri pentru un Navarro, atenție mare băieți, nu trebuie să lăsăm ușor aici, Anton, Anton în care Anton, bara lui Anton. Wow, fundașii noștri nu au mai avut ce să facă cu Anton și a ieșit în sfârșit Bulei, că l-am cunoscut după față pe acest jucător. Vă spune chiar că sunt Van Bulei, că mie îmi place foarte mult de el, încă de când îl vedeam în Europa League. Torce la fel și el presează, era Lazar, Vali Lazar în continuare, încearcă să recupereze, dar nu reușește Anton, 1-1 cu Edgar, Edgar foarte bine recuperează, iau în minutul 90, poate cine știe, putem lua 3 puncte, să vedem, Erico, nu, deci asta e imposibil. Priviți cum s-au încurcat jucătorii noștri, în ei nu s-au înțeles deloc. Bine, bine, măi, Varela, acum Maxim pentru Martial. Pasă prea tare și se pare că meciul se încheie 1-1. Luăm totuși un punct pe terenul nostru împotriva lui Pandurii Târgu Jiu. Chamberlain, omul meciului și în această partidă care nu a fost prea strălucitoare pentru noi, dar care am reușit să luăm un punct, decât nimic, e destul de bun, bun, bim, bun să spunem. Bi, bu, bum. Da, avem meci pe terenul nostru împotriva lui CSKA, primul meci din Champions League din acest nou sezon și îl vom juca și pe acesta. Bă, dar poate să-l băgăm și pe la de la Barcelona sau măcar la rezerve. Și cred că acolo nu este pe banca de rezerve. Jucătorul ăla care l-am de la Barça B și e foarte bun, frate, are potențial. Nu l-am băgat nici pe banca de rezerve. Hai să-i dăm drumul așa. A, da, dar facem de aici mai bine. Nici nu mi-am dat seama, dar Adama este acest jucător. Îl băgăm în locul lui Hornoiu ăsta, sau în locul cu care băgam, nu mai contează atacantul ăla. Și începe meciul, noi avem lovitura de start, jucăm și acest 3 meci în acest episod. Acest Da,
Torje cu o schimbare de parte pentru Chamberlain. Ce frumos a trecut Chamberlain acolo, dar Mario Fernandez a reușit să-l oprească prin minune. Facem din nou pressing, deci noi nu prea avem mingea în posesie, dar avem un pressing bun. Martial, golo, ce bar al lui Martial, cât de bine a recuperat acolo, începe să-și dea seama că joacă la o echipă mare, începe să se adapteze la această echipă. Martial, am văzut ce șut foarte bun a reușit să aibă chiar în bară, bun, bun și Martial. Zuber trece, centralul lui Zuber, în afara cărui pentru Tosic. Tosic, șut al lui Jagoev, șut pe centru în brațele lui Zilesen. Nu mă așteptam la un șut atât de slab, mai ales că colțul lung a fost lăsat acolo de Zilesen. Trebuie să se adapteze și Zilesen în poarta noastră și am dat ceva bani pe el. Jagoev pentru Musa. Ahmet Musa acolo oprit foarte bine de jucătorii noștri. Minge al lui Chamberlain pentru Maxim. Maxim pentru Filip. Hai de Luciane. Lucian Filip acum. Lucian Filip. Filip. Filip cu centrarea pentru Martial. Dar o poziție de șut. Go! Din nou, din nou Lazar nu bagă mingea în plasă. Băi, cât de sigur am fost aici pe gol. Și șutul a fost atât de bun. Am văzut balonul în plasă, dar nu a fost așa. Am avut două ocazii foarte mari în acest meci până acum. Este minutul 21, dar nu a reușit să marcăm, din păcate. Iată acum o minge aruncată în adâncime, dar offside. Martial pentru Torje, bine Gabi Torje, haide Gabi Torje, centrarea lui Torje, respinsă de Vasin, un pressing acolo, Maxim recuperează, Maxim, ce bară, din nou bară al lui Alexandru Maxim, de fapt al lui Maxim a noastră, dar această dată prin Maxim finishat acolo, a doua bară a meciului, ocazii uriașe împotriva lui CSKA, am dominat-o până acum, dar nu am reușit să dăm gol. Akinfev a avut mult de lucru, dar nu a apărat nimic din aceste trei șuturi ale echipei noastre periculoase. Acum Torje, Torje pasă, excelent al lui Torje, Maxim acolo nu a mai avut energia potrivită, Alexandru Maxim. Chamberlain acum pentru Martial, Martial a ajuns în flancul drept, Anthony Martial, să vedem Martial în care o trece, dar Plaure a oprit șut acolo, dar pe lângă poartă. Cu fi fost șutul acesta cu stângul, să vedem în acest cadru cât de bine se vede. Torje a fost cel cu șutul, da. Vali Lazar cu o minge pentru Adama, noul intrat, Adama, excelent, minge până la urmă la Mățel, Mățel frumos, centrează, Mățel, Torje, Torje, careu, Torje acolo, centrală, Martial, sare pe sub minge acolo, Chamberlain, l-am pus pe centru spatele lui Martial, pe Chamberlain, l-am băgat pe Adama pe bandă, Adama acum pentru Mățel, Mățel, ce un șut acolo lui Mățel din poziția aceea. Am crezut, eram 100% sigur că va veni o centrare acolo a lui Mățel. Acesta a vrut să surprindă pe Akinfev, m-a surprins doar pe mine. Tosic, periculos acum pentru cei de la CSKA Moscova, Elm și foarte bine recuperează Fernando Varela. Greu să treci de acolo de Varela. O pasă în care un nostru periculoasă, Tosic, iese Zilesen acolo fără probleme, a luat mingea în mână, ce să mai, Zilesen. Mățel, numărul 2 al nostru, greșește din păcate, dar noi recuperăm prin capitanul nostru Gardoș Musonda pentru Martial, Martial pentru Chamberlain, Chamberlain se duce, Chamberlain, 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 a treia bară, a treia bară, incredibil așa ceva, bară, 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 numai asta am auzit în meciul acesta, priviți pe Chamberlain. Oh, ce bară reușește să dea, dar tot nu a reușit să marcheze. La fel începe și repriza a doua, cu multe ocazii, dar fără gol din păcate. Ahmed Musa, jucător interesant și el, pasă la Jagoev, va apără Zilesen, incredibil Zilesen. Arbitre, la ce mai oprești jocul dacă a șutat? Ești terminat, băi, frate. L-a omorât, l-a omorât acolo Edgar. Dar hai mă, și nici chiar așa să oprească jocul după ce a șutat. Dacă era gol, ce făcea? A lăsat gol, hai de capul tău. Hai, hai cu un ghici pe asta. Să vedem pe Jagoev, el este cel care bate. Sau să vedem cine va bate, e numărul 10 Jagoev, o să pare că i-a trecut. Era puțin șifonat. Hai, hai până mâine, hai mâine odată. Jagoev sare peste minge, șut acolo, pe lângă poartă. Cea mai mare ocazie a celor de la CSK, a avut acum în repriza secundă, sper să nu devină periculoși, să ne marcheze după câte ocazii am avut. Vedem că atacă mai mult la partea noastră, Musta! Oh my fucking god! Oh, ai de capul meu, nu pot să concep așa ceva.
cât de prost a fi să dai cap în cap jucător. Aoleo, nu mai zi nimic, incredibil. Nu-mi vine să cred ce spuneam, ce gură spurcată am. Haide mățele, îmi pasă pizdea lui mățel. Scuzați-mă dacă am jurat, dar e... Excelent, Chamberlain recuperează, Chamberlain, gol! Cam târziu, dar marchează Oxlade-Chamberlain. Wow, Chamberlain, golgheterul nostru, poate chiar all time, reușește să dea un gol excelent, un debut de sezon excelent pentru Chamberlain, cel mai bun debut de sezon, dar echipa noastră nu merge deloc cum trebuie. Hai, dacă mai dă un gol, deci mai vreau un gol, băi băieți, am dat cam târziu rău de tot golul ăsta și mai trebuie neapărat golul victoriei. Ăștia, un șut, un gol, nici chiar așa. Și priviți cum a construit aici, nu au voie să tragă șut la faza asta, nu au voie, mâncați-i aici. Centrare periculoasă, hai de Varela, este, nu se poate așa ceva, cum apără acolo Silesen, câte ocazii s-a urcat la poarta noastră. Incredibil, Silesen a fost foarte atent, mi-a plăcut de la aici, da, schimbare și la CSKA, centrarea este Gardoș acolo, Gardoș foarte bun, nu, de ce caz, numai Varela asta, băi frate, incredibil, Varela e terminat, fui de Gardoș, fundașii noștri centrali sunt terminați, scuzați-mă, sunt retardați, Adama pasă bună, Adama pentru ce? Pentru Martial, dar balonul a sărit și Martial e obosit rău de tot, din păcate, o pas acum pentru Chamberlain, trage Chamberlain, șut periculos, apărat de Akinfev, ocazii din nou bune pentru noi, dar din nou nu dă gol, iar am intrat la același lucru, deci egalitate, parcă conducem cu 5-0, parcă e un match cu juniori. Se poate însă o victorie, minutul 84, să mergem pe Musonda pentru Adama pentru Martial, din păcate a greșit acolo și imediat a fost taxat de jucătorii lui CSKA Moscova, Shenikov, facem pressing, minutul 87, rușii au avut foarte puține ocazii, dar fotbalul ăsta a face minuni. Musa centrează și iată cum puteam să pierdem acolo, ce ocazie au avut cei de la CSKA, puteam pierde acolo faza aceea. De capul meu și arbitrul ăsta e pus pe noi, e pus rău de tot pe noi, sper să nu fie arbitrul rus, mă mir cum dă nu e arbitrul rus. O pasă până la urmă care ajunge la Adama, Chamberlain și Martial, nu iese această mingea lui Anthony Martial, din păcate au fost atenți jucătorii din defensiva celor de la CSKA Musonda și din păcate arbitru oprește jocul 1-1 și trebuia să fie cel puțin 5-1. Priviți această primă ocazie a meciului, Martial a avut această bară, Mățel a fost omul meciului, nu aș fi dat, Chamberlain a avut a doua cea mai bună notă, bine, dar Silesen a avut nota 8, deci el a fost omul meciului. Da, am făcut un meci neașteptat, să spunem, chiar de prost, pentru că am avut toate ocazii și nu am dat gol și asta s-a văzut, s-au răzbunat ocaziile astea nefructificate. Nici meciul împotriva pandurilor nu a fost grozav. Deci cam atât pentru acest episod, eu am fost Ultra, sayonara!